greu să defalc cât din scăderea, spre exemplu, a tâlhăriilor, pe care o avem la 8 luni în acest an, se datorează activităților preventive de acest gen sau activităților preventive gen cele de vineri, cu percheziții sau cu... Important însă este să le facem și pe unele și pe celelalte. Prevenirea s-ar cuantifica în ceva ce nu există, în fenomen care ori s-a diminuat, ori nu a apărut, ori nu a avut loc fapta respectivă. De asta e foarte greu să numărăm ceea ce nu s-a întâmplat. Mult vizibilă, în săptămâna 29 septembrie, 3 octombrie, activitățile ca atare se desfășoară la nivel național și în județul Buzău, colegii de la compartiment, cu consultarea noastră, planificând o serie de activități specifice, dedicând practic fiecare zi a săptămânii unui anumit domeniu. Activitatea de prevenire este o activitate de educație în care trebuie să... E părerea mea personală, în urma experienței pe care o am, judecător care judec cauze cu minori de 29 de ani, noile coduri sunt moderne, sunt europene, dar dacă nu se implică societatea civilă, activitatea de prevenire va fi destul de, eficiența ei va fi destul de redusă, pentru că poliția, parchetul și justiția face activitate de prevenire. Fac o paranteză, noi avem acum un program aprobat de CSM împreună cu Ministerul Învățământului, cu inspectoratele pe plan local, în care fiecare judecător care și-a manifestat dorința, și sunt mulți la noi, participă în școli ca să explice noile coduri, în special codul penal și de procedură penală.